Vă salut, dragi prieteni. Și ținând cont că această oaie a făcut 2 miluți, după cum ați văzut și în videoclipul anterior, cei care v-ați uitat, mă aflu la bunul meu prieten Daniel Ovănescu. Ținând cont că oaia a făcut 2 miluțe și am 2 miluțe, una din ele va pleca la Rușor și Titu va ajunge, după cum bine știți, lângă Tali, lângă căpriți acolo, o să încerc să o bag pe capră. Pentru că capra are foarte mult lapte și trebuie să o mulg. Așa? O să facem în așa fel încât să sugă la capră. Gata. Îi luăm și băgăm la căldurică acum. Și oaia vine după. Iar cei care doriți să achiziționați de la Daniel, de aici de la Ostro, are, după cum ați văzut în videoclipul anterior, o să mai trag câteva cadre și în acest videoclip, are niște mieluțe foarte, foarte frumoase. Astea sunt oile care urmează să-i mai fete din berbecii de aici. Să vă mai arăt un pic. Pentru că eu zic din punctul meu de vedere că aveți de unde alege de aici, de la Daniel. Cei care ați văzut videoclipul are și 3 berbeci disponibili, miori, și o să las în descrierea videoclipului, o să las numărul lui Daniel. Acum intrăm înăuntru și vă arăt și mieluțele. O să mai trag un cadru așa cu ele toate în saivan pentru a putea să le vedeți mai bine. Priviți ce oi frumoase aici. Ia priviți. Deci aici, după cum ați văzut, iarăși mă repet, în videoclipul anterior, au scos Daniel vreo 25 de mieluțe, dar nu-i vorba doar despre ele. Cei care doriți mieluțe de aici din ferma lui, veniți și vă alegeți. Acum, cum o zis și el, pentru 2-3 nu are sens să le dea. Dacă cineva își dorește 10 mieluțe sau știu eu, cei care să zboiți așa, sunt berbecuții pe care i-am scos înainte afară pentru a-i putea deosebi. Uitați, asta e o mieluță foarte frumoasă, zic eu. Are produs foarte, foarte bun și nu știu ce aș putea să vă zic mai mult de atâta. El vă poate da toate detaliile necesare. Numărul îl găsiți în descrierea videoclipului. Pe Facebook îl puteți găsi Daniel Ovănesc. O să las și eu, o să atașez o poză aici cu videoclip, cu Facebook-ul lui, o poză. Și ce să zic? Să apelați cu încredere cei care sunteți cu adevărat doritori. Încă o dată țin să-l felicit pentru acest saivan. Foarte, foarte frumos, foarte bine îngreșit, totul pus la punct. Că el acum le bagă mâncare. Cam asta e treaba. Rutina zilnică, exact, exact. Aici sunt mieluțele cele două. O să vedeți și când va ajunge acasă. Dar mai tragem pe aici niște cadre cu mieluții și oile pe care le are Daniel aici. Bineînțeles, ocupă împreună cu fratele lui. Că vedeți dumneavoastră, e destul de greu. Ia uitați. Cât de frumos. Spațiu suficient pentru ele, nu... Frumos. Frumos. Ne.
mă încarc așa cu o energie când vin printre animalele astea. Nu știu de ce. Dar sincer vă spun, mă încarc așa cu o energie pozitivă tare. Aș sta ore în șir să mă uit în saivan așa la ele. Și am revenit direct de acasă. Astăzi e luni. Vlogul acesta l-am început sâmbătă când am fost la Daniel. Și înainte să vă arăt mieluța, am vrut să vă arăt un pic și frumusețile astea de Brahma Isabel Pitic. Să le vedeți. Aici am păunii. Dacă se văd câteva pene, datorită faptului că am tăiat puțin din vârfurile aripilor masculului, pentru că m-am trezit cu el pe vârful căsii. Și n-aș prea vrea să se mai întâmple treaba asta, să alerg după el pe casă, așa că i-am tăiat un pic din vârful aripilor. Aici am cele de Isabel Pitic, iar în momentele ce urmează o să vă arăt și mieluța și mieluțele cele mai am pe celelalte două, căprițele și așa mai departe. Mergem direct la mieluțe. Și am ajuns și la primele două mieluțe. Aici o avem în prim plan pe Flavia și pe Simona. Avem aici și pe Simo. Ia uitați-o. Asta zbeară un pic, deoarece, după cum puteți observa, nu mai am capra și cam urlă după mămica ei, să zic așa, în ghilimele. Datorită faptului că v-am spus, capra a avut ceva probleme. Eu cu Simo i-am administrat un tratament, iar în urma tratamentului capra nu a mai avut lapte absolut deloc și mieluța, încercând să sugă, nu mai lăsa nici cum. A început să o bată, să dea cu capul în ea, chiar dacă atunci când am închis mieluța și am separat-o de capră, plângea după ea și miala după capră și capra după miala, deci acum de asta urlă așa, zbiară după capră. Cum puteți vedea, nu e slabă, deoarece o avem aici pe Silva și o dăm să sugă de două ori pe zi, dimineața și seara. O băgăm aici la capră, ținem capra și ea suge la căpriță. Iar acolo în spate, să mă bag acum să vă arăt. Așa. Aici o avem pe doamna Silva. Ce faci tu? Și vă arăt imediat și pe cea mică. Ce faci tu, Tali, tu? Dormi? Așa. Și, bineînțeles, o să vă arăt și mieluța care plânge. Ea e în ultima boxă singură, pentru că am de gând să o țin aici singură câteva zile, chiar o săptămână, două, până prinde putere. Haide să mergem să vă arăt. Și am intrat și la gălăgioasa asta mică. Pe fundal s-aude și Flavia, v-am spus, plânge după capră, după mumă sa. S-a cufrit un pic, dar n-are nimica. Ea e domnișoara pe care eu am ales-o din cele două, ce le-ați văzut la începutul videoclipului. V-am spus, astăzi e luni, iar ea a fost fătată sâmbătă când eu am filmat la Daniel. Și pe această cale țin să-i mulțumesc încă o dată pentru mieluță. Iar cei care,
care doriți să achiziționați ceva de calitate din mieluțele lui, ați văzut în videoclipul pe care l-am filmat la el la Sevan, ați putut vedea ce mieluțe frumoase o scos anul ăsta. Și bineînțeles are și disponibile, nu prea stăia cu minte să o pot filma, i-am dat și mâncare, dar nu prea stă cu minte. Când vin aici, îi trebuie numai joacă, numai să sară pe mine. Da. Deci ea e cea de-a treia mială pe care o am. Și bineînțeles, Petalii, căprița, cea mică, Ieduța și mama acestea, pe Silva. Și avem 5 pentru moment cu căprițele. Da. Hai că mai dăm un cadru pe la toate și încheiem vlogul de astăzi. Nu o să fie un vlog foarte, foarte lung, doar ia uitați ce joacă. Doar atât am avut să vă arăt pe astăzi. Mai trecem un pic prin toate boxele și încheiem videoclipul. Hai că între timp s-o ridica și Talii. Aici acum mica ei. Asta mică face gălăgie. Toate fac gălăgie. Asta aici prezente. Bun. Asta e somn. A mâncat bine și vrea să doarmă acum. Ce-i tu? Ce-i tu? Năzdrăvanu, că numai prostii faci. Hai, dați-o, ce joacă. Bun. Hai, dăm un cadru și pe grăsanele astea două. Ia, uitați-le. Chiar v-aș ruga să mă lăsați în secțiunea de comentarii cum vi se par aceste două mieluțe. Eu zic că sunt frumoase tare. Din câte știți, Simona-i șută, iar acesta are cornițe, va face cu siguranță cornițe frumoase. Și cu astea fiind spuse, voi încheia și vlogul de astăzi. Până data viitoare, vă salut, vă respect și toate cele bune. Numai bine, sănătate multă la toți. Ții, mama. Hai. Hai tu, hai tu, Flavia. Hai tu, hai. Hai tu, hai.